Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan. Bun găsit la Focus, iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Zeci de hectare de culturi au fost distruse, iar sute de case inundate s-a întâmplat în județele Dolj și Olt. Schimbări majore pentru elevii de școală generală și liceu nu vor mai susține teze, iar mediile semestriale vor dispărea. Și este teroare în regiunea Luhansk din Ucraina. Un oraș a rămas fără gaz, electricitate și apă, iar bombardamentele nu contenesc. Vremea extremă a făcut prăpăd în județele Dolj și Olt. Ploile torențiale, grindina și vijeliile au măturat totul în cale, iar culturile agricole din zonă au fost compromise, spun gospodarii. Din nefericire, vremea va continua să se strice. Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații până mâine la ora 24 pentru bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Argeș și Ialomița. În comuna doljeană Urzicuța, grindina a fost cea care a făcut ravagii. Grădini întregi au fost distruse de gheața căzută din cer, iar sătenii spun că nu a mai rămas nimic din culturile agricole. A distrus pe aici majoritatea. Grădini, pomi. S-a dus tot, frunzele din pom, merele, toate, nu mai e nimic la pământ. Grădină. Grădina, nu mai e nimic de ea. S-a ales praful, Dumnezeu ne dă, Dumnezeu ne ia. Grădina. În grădină. S-a făcut dezastru. Dezastru, nu mai e nimic. Și vie, și roșii, și ardei, și... După potop, în curțile oamenilor și pe stradă încă se vedeau bucăți mari de gheață. Localnicii spun că ruperea de nori i-a speriat. Mă lovam de piață. Uitați aici așa. Ia. Uitați și dumneavoastră. A durat o jumătate de oră. Piatră mare, piatră mare. A durat și ploaie pe urmă grămadă. Deci am putut sparge țigla. Și n-a dat și ea 5 minute. A venit o jumătate de oră și ceai că toarnă cu găleata. Albu pe jos. Albu, gheață ca ceai că e iarnă. Albu. A dat piatră ca moneda de 10 bani și a fost între ou de găină cel mare și el de rață, dar asta a fost rară. Prăpăd. Am zis că e sfârșitul lumii. Furtuna a afectat și culturile din câmp, nu doar gospodăriile. Din munca oamenilor nu a mai rămas nimic. Cultura asta de porumb este compromisă. Ar trebui înființată din nou. Alte costuri, alte mai multe sacrificii din partea noastră. La fel și cultura de floarea soarelui. N-ai cum să recoltezi, deci în condiția în care este acum, decât să eliberezi terenul. Aici e mai multă pierdere, mult costul motorină decât să mai recoltezi. Nu mai e, uite. Vremea rea a făcut prăpăd și în grădinare Olt, o localitate în care se trăiește din legumicultură. Vijelia puternică a distrus culturile agricole. 80% dintre solarii au fost puse la pământ. Câtă muncă, câtă investiție, câte cost. Și uitați, tot așa. Totul la pământ, nu o să se mai recupereze absolut nimic. Într-o săptămână erau de recoltat această vânătă, doar e compromisă 100%, deci nu mai avem ce să mai facem cu ea. Foliile, structura metalică, e duse toate. Oamenii sunt disperați, au rate la bănci și nu știu cum le vor plăti. Ne împrumutăm în bănci. Rate la bănci nu mai vor. De la Crăciun până la Paști să investim și acum când se culegem, ce să culegem dacă totul e compromis? Noi știm doar să muncim. Noi știm să muncim în agricultură, că asta e singura noastră sursă de venit. Din asta trăim. Și acum, calea străinătății, altceva nu mai există. Județul Olt s-a aflat încă de sâmbătă seara sub cod portocaliu de vijelii și ploi. La aproape 100 de zile de război, cuvântul pace este în continuare inexistent pe masa negocierilor. Bătălia continuă pentru regiunea Donbass, a cărei cucerire ar însemna o mare victorie pentru Moscova. Președintele Turciei dorește să discute telefonic atât cu Putin cât și cu Zelenski pentru a convinge cele două părți să comunice și să încerce să ajungă la o înțelegere. Rușii bombardează necontenit orașul Severodonetsk, aflat în regiunea Lugansk. Invadatorii încearcă să blocheze principalele rute logistice. Guvernatorul regiunii Lugansk a anunțat că orașul a rămas fără gaz, electricitate și apă. Yelena is saying she has to carry two or three bottles by hand. Chiar în timp ce această femeie povestește presei despre greutățile prin care ea și comunitatea din care face parte trec, se aud bombardamente pe fundal. Îngroziți, toți oamenii fug să se adăpostească.
Every day is like this, Yelena tells us. It was quiet for just 10 minutes. Deși se tem, oamenii speră că în final Ucraina va câștiga lupta. Foarte tăjul. Жалко. Плохо, тяжело. Переживаю. Ничего. But we will win, he tells us. Mit cu bombardamentele. Sunt deja 3 luni de când a început. Ministrul de Externe al Rusiei a anunțat că eliberarea Republicii Populare Donetsk și a Republicii Populare Lugansk sunt prioritatea absolută pentru Moscova. După prima vizită efectuată în afara Kievului de la începutul războiului, Volodymyr Zelensky a transmis un nou mesaj. Сьогодні я відвідав Харків, і саме місто, і передові позиції наших військових в області. Харків пережив. Росія вже програла не тільки битву за Харків, не тільки битву за Київ і північ нашої країни. Вона програла власне майбутнє і будь-які культурні зв'язки з вільним світом. În urma vizitei în regiunea Harkov, Zelensky l-a demis pe șeful serviciului de securitate din regiune, pentru că nu ar fi lucrat pentru apărarea orașului din primele zile ale războiului. În Donetsk, 116 mineri sunt blocați în subteran din cauza penelor de curent generate de război. 113 muncitori sunt blocați în mina Krnal, iar alți 3 în mina Toretskaya. Tot în Donetsk, un reporter și un cameraman al unei televiziuni ucrainene au fost martori unui atac cu rachetă. Aceasta a căzut chiar lângă locul în care aceștia filmau. А, он ракета. Секундочку. Un alt jurnalist a murit după ce o mașină care urma să evacueze 10 persoane a fost atacată în apropiere de Severodonetsk. Anunțul a fost făcut chiar de către șeful regiunii Lugansk. Jurnalistul francez Frédéric Leclerc, care realiza materiale despre evacuare, a fost rănit mortal de schijele obuzului care au străpuns mașina blindată. Liderul numit de ruși al orașului Melitopol a anunțat că a avut loc o explozie puternică în centrul orașului. Explozia a distrus mai multe clădiri. Se pare că o mașină parcată lângă casa de cultură a orașului a fost detonată. Nu se știe câți oameni au fost răniți. Rușii nu continuă doar atacurile, ci și furtul cerealelor. Noi imagini din satelit arată o navă rusească plină de cereale care a ajuns într-un port din Siria. Cerealele ar fi fost furate din fermele ucrainene. Între timp, Cehia, țară membră NATO, a trimis armament greu Ucrainei, estimat la aproximativ 48 de milioane de euro. De asemenea, în contextul actual, Germania a deblocat 100 de miliarde de euro pentru a-și întări armata. În tot acest timp, președintele Turciei caută un mod de a media conflictul ruso-ucrainean și dorește să discute astăzi, telefonic, atât cu președintele Rusiei, cât și cu cel al Ucrainei, în încercarea de a-i convinge să revină la masa negocierilor. Plafonarea prețurilor la raft, la alimentele de bază, dar și la combustibil, nu mai este luată în calcul de autoritățile române. Ministrul Economiei susține că se va miza însă pe implementarea unor măsuri foarte dure împotriva speculei, astfel în cazul în care nu va exista o justificare economică și vor fi creșteri speculative majore la anumite produse, statul va putea interveni. În ceea ce privește combustibilul, știți că în programul Sprijinim România avem un plan de acordare a unor compensații pentru transportatori, astfel încât să poată să aibă un preț mai bun la combustibil. Pentru populație, de asemenea, urmărim să vedem care e justificarea economică a prețurilor și să vedem dacă aceste prețuri se încadrează în limitele europene sau avem de asemenea un fenomen speculativ acolo. Fără medii semestriale, fără teze și o singură medie generală la finalul anului sunt principalele schimbări din învățământul preuniversitar. Profesorul, spune ministrul educației, va avea astfel mai multă autonomie încât să-i poată evalua pe elev constant pe parcursul întregului an școlar. Noul regulament va fi publicat mâine în Monitorul Oficial. Conform noilor schimbări care vor avea loc în învățământul preuniversitar, elevii nu vor mai susține teze și vor exista doar medii anuale. Dincolo de acest aspect însă, elevii vor avea nevoie de mai multe note în funcție de numărul de ore ale disciplinei respective. Au fost mai multe variante de lucru. S-a agreat că numărul minim de note pentru o disciplină să fie egal cu N plus 3, unde N este numărul de ore alocate săptămânal pentru o anumită disciplină. Altfel spus, pentru o disciplină care are 2 ore pe săptămână, într-un întreg an școlar, vor fi necesare cel puțin
5 note. Ministrul Educației spune că vacanța elevilor din luna februarie va fi luată în perioade diferite, în funcție de județ. 30 de județe care au decis ca vacanța din luna februarie să fie în ultima săptămână. Sunt 10 județe care au decis ca vacanța să fie în cea de-a doua săptămână a lunii februarie. Și sunt Bucureștiul și Suceava care au decis ca săptămâna de vacanță din luna februarie să fie cea de-a doua săptămână. Deci sunt noutăți și în ceea ce privește programul de evaluare standardizată. Astfel au fost administrate deja 15.000 de teste de matematică pentru clasa a 3-a, a 5-a și a 6-a. În acest sens au fost completate de către copii și 10.000 de chestionare de satisfacție. Cei mai mulți dintre elevi au apreciat pozitiv administrarea acestor teste. Între timp, Sorin Câmpeanu a fost așteptat de elevi cu polonice și farfurii în fața ministerului. Protestul a fost organizat de comunitatea de CLIC și Consiliul Național al Elevilor pentru a atrage atenția asupra promisiunilor de șarte pe care le fac guvernanții în privința programului Masă Caldă în Școli. Promisiuni goale, la fel ca farfuriile, spun copiii. Masă caldă, nu promisiuni! În România, unul din 10 copii merge la culcare flămând, arată datele înfiorătoare ale statisticilor. Așa că cei care au protestat în fața Ministerului Educației spun că o masă caldă la școală ar fi mană cerească, în special pentru elevii care trăiesc în pragul sărăciei. Grădiți pentru copii! Grădiți pentru copii! Unii nici n-au mâncare acasă, n-au ce să aducă și stau flămând toată ziua. Măcar școala să ne asigure asta. Nu mi se pare normal să ne aducem în fiecare zi noi mâncare și să primim doar un corș și laptele în gimnaziu. Acum nu mai primim nimic. Toți elevii avem dreptul la ceva, să zic așa, gustos, care să ne dea energie. Un sandwich nu ne este de ajuns, mai ales că eu personal îmi aduc de acasă în caserole și este greu de transportat. De multe ori mi s-a vărsat în ghiozdan. Însă colegii mei preferă să-și ia sticksuri sau, nu știu, să-și dea comandă la ceva, iar asta nu le oferă randamentul de care noi avem nevoie la școală, mai ales că stăm câte 8 ore la școală și nu ne obosește. Datele mai arată că unul din 4 copii din România este supraponderal, iar o masă caldă ar fi mult mai sănătoasă și ar ajuta la prevenirea obezității. În prezent îmi iau câte un pachet de acasă, dar ar fi mult mai ușor să primim mâncare de la școală. Reprezentanții de CLIC i-au înmânat Ministrului Educației o petiție prin care peste 18.000 de semnatari cer implementarea programului Masă Caldă în Școli. Un astfel de program național ar fi un real sprijin pentru elevi și ne-au confirmat mai devreme cei care au venit aici de la Consiliul Național al Elevilor faptul că au ajuns să-și comande mâncare la școală pentru că s-au săturat de sandvișuri reci. Cornul și laptele este un program care de mult nu mai este o opțiune. Îl apreciază atât cei care îl primesc. Programul Masă Caldă în Școli a fost înființat în perioada guvernului Cioloș, în 2016, pentru 50 de școli. În prezent, proiectul pilot s-a extins la 150 de creșe, grădinițe și școli din întreaga țară. Vor exista însă modificări și la acest capitol, promite Ministrul Educației, lucru care va sprijini reducerea abandonului școlar. Este decizia de a propune instituirea unui program integrat național, masă sănătoasă în școli. Programul urmează să aibă o durată de 5 ani, 2022-2027. Programul ar urma să fie pus în aplicare în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și să aibă o finanțare de 1 miliard de euro pentru cei 5 ani, bani de la bugetul național și fonduri externe nerambursabile și rambursabile. La grădinițele din toată țara au început deja să se formeze cozi interminabile. S-a dat startul înscrierilor și părinții s-au grăbit să prindă loc la grădinițele preferate. Sunt cereri mari, în mod special, la unitățile de învățământ care se află în zone cu multe blocuri. Părinții trebuie să pregătească un dosar stufos cu toate actele necesare. De la primele ore ale dimineții, la o grădiniță din Ploiești au ajuns 10 de părinți. Toți aveau emoții și sperau să prindă un loc pentru copiii lor. Anul acesta, metodologia s-a schimbat și într-o grupă nu pot fi înscriși mai mult de 20 de copii. Se așteaptă destul de mult, dar pentru că am avut pe cel mare aici și am dorit tot aici să-l aduc, am fost foarte mulțumită de această grădiniță și numai din această cauză mi-am dorit ca și celălalt doilea copil să vină tot aici. Este într-adevăr mult de așteptat, sunt încrezătoare, sper să prind și loc, îmi doresc mult să-l aduc aici la grădiniță. Emoții mai mari ca la PAC, pe cuvântul meu, mai ales că am avut o experiență cu creșa în care a trebuit să stau un an în plus cu copilul acasă. Înainte să meargă la înscriere, părinții trebuie să pregătească un dosar gros.
Sunt acele documente prevăzute de Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar prin procedura operațională. Ne referim la certificatul de naștere al copilului, buletinele copie după buletinele părinților, adeverințe de salariat dacă se optează pe o grădiniță cu program prelungit și celelalte documente justificative pentru aplicarea criteriilor generale și specifice. Se aplică criteriile generale prevăzute prin adresa Ministerului Educației și nu în cele din urmă criteriile specifice ale fiecărei unități. La certificatul de naștere al copilului, buletinele copie după buletinele părinților, adeverințe de salariat dacă se optează pe o grădiniță cu program prelungit și celelalte documente justificative pentru aplicarea criteriilor generale și specifice. Cele mai căutate grădinițe, cu cele mai multe cereri, sunt cele aflate în cartiere cu blocuri. Solicitările din partea părinților sunt mult mai numeroase. O zonă de blocuri nu se poate compara cu o zonă de case, unde numărul de copii este mult mai mic. În unitățile de învățământ care au arondate și creșe, copiii care fac trecerea la o formă de educație superioară au prioritate în procesul de înscriere. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate de domnul Mircea Dinescu, care se află în studioul știrilor. Bună seara, bine ați revenit! Salut! Mai aproape, nu mai facem la cetate, da, nu? Da. Astăzi e sunteți aici. Și e bună și cetate, o gură de aer. Dialogul de la distanță uneori e mai interesant. Da, dar ochii care nu se văd se uită. Haideți să vorbim și despre știrile de astăzi. S-a dat startul înscrierilor la grădiniță. Părinții nebuniți, goană să prindă un loc, dosare stufoase. Cum era pe vremea dumneavoastră? Era nebunia asta? Da, te-ai fi așteptat că odată intrați în economia de consum să fie foarte simplă. O înscriere la grădiniță. O înscriere la grădiniță, pentru că am un prieten care a devenit cetățean englez și acum câțiva ani am vrut să fac o firmă și trebuia să mergem la Craiova, să venim peste o săptămână, să dăm nu știu ce. Și el îmi spune, fii atent, vrei să-ți arăt cum se face o firmă în Anglia? Tuc, 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 tuc. Gata firma. Deci am plătit 150 de lire sterline, uite firma. Pentru că asta e societatea de consum, zvârle la gunoi toate aceste chestii. Noi ne sufocăm în de mașina a consopiștilor și a... Pentru ce trebuie dosar la intrare? Pe vremuri era dosar numai că vrei să intri în partid. Acum și trebuie dosar ca să intri la grădiniță? E râsul curci, pe cuvânt. Ar fi trebuit să existe, mai ales că există grădinițe particulare. Nu știu, nici nu cred că statul mai are grădinițe, nu? Oh, ba da, mai sunt grădinițe de stat unde plătești doar hrana pentru copil și eventual orele. N-am mai fost orele, de mult la grădiniță. De vreo, suplimentare. Eu sunt la grădiniță prin intermediul băiețelului meu. Nu înțeleg, dacă există și la stat și particular, ar fi trebuit să fie oferta. Prin asta încă o dată trăiește societatea asta. Oferta să fie chiar mai mare decât consumul, știi? Ori la noi, cum demarează ceva, cum vezi că începe nebunie, știi? Cu părinți, cu disperări, cu... Da. E destul de jenantă chestia, după părerea mea. Și de ani de zile... Ministerul Învățământului, știi, nu reușește să... E ca un animal plin de purici care se scutură în fiecare an și... Și degeaba. Ea sar din nou în spinarea câinelui. Parcă se mulțesc puricii, nu? E trist, într-un fel, să știm. Trecem de la grădință la școală, pentru că trebuie mai să ales comentăm... Că, știi de ce? Mai ales că la ora asta nu mai sunt părinții care și așteaptă copilul cu tocănița, cu ciorba, cu nu din știu. Păcate. Sunt oamenii, au servicii, pentru ei o grădiniță, mai ales aia unde copilul mai și mănâncă acolo, este o salvare, știi, pentru viața lor. Din păcate, încă după 30 de ani, eu totdeauna sunt mirat de aceste chestii care n-au legătură, încă o dată, cu lumea cu realitatea după care noi am vrut să funcționăm. În fine. Ne mutăm la școală. Ce ziceți de nou regulament care va fi publicat mâine în Monitorul Oficial? Fără medii semestriale, fără teze și o singură medie generală la finalul anului. Da, tezele astea, într-adevăr, erau, în afară faptul că se putea copia la ele și puteai să creezi o confuzie, poate e mai bună asta, cu notele mai dese, și nu mai există teroarea că faci ceva la teză și poți să fii foarte bun la o materie, să-ți pice ceva nasul și să nu reușești să faci. Asta e bine, că se simplifică puțin povestea, nu? Știi că în Occident, la marile universități, intri
și dacă reușești să reziști acolo, termin, dacă nu, nu. Nu-ți impune, nu-ți umple cocoașa cu tot soiul de chestii, știi? Inutile. Și probabil vă referiți și la faptul că afară se face foarte multă practică. Bașca. Încă noi n-am reușit. Am încercat partea asta de online, să ne băgăm în online, dar nu era materia pregătită cât a fost pandemia. Apoi, de pe băncile facultății, e foarte multă materie, dar când s-o pui în practică, n-ai cum și nu știi. Bun, pentru că noi a devenit să abstractizat totul, deși, cum să spun, ne omoare concret, că până la urmă România avea zeci de mii de școli profesionale. Unde școli de meserii. Ieșeau oameni, da. Cu o meserie. Pe vremea capitalismului se chema școală de arte și meserie. Adică nu degeaba se spunea, nu, că meseria e brățară de aur. Ori acum e după școală, bine, în afară faptul că e un analfabetism general, sunt copii care n-au citit o carte. Eu am mai propus așa, m-a trăznit câteodată gândul când mergeam prin câte o școală la întâlnire așa și era recreație și le spun, am spus-o și eu mai repet, de ce nu puneți muzică simfonică? Da, asta, Mozart, frumos, care face a fost bine explicația? Copilului. Asta cu meseriile, ar trebui să învețe copiii că nu-i rușinos să fii lăcătuș mecanic, să fii tehnician sau croitor. Mai ales că acum aceste meserii care au într-un fel jenante pe vremea comunismului, să fii frizer sau croitor, fetele nu se uitau la frizer și la croitor. Era o meserie de asta, nasoală de tot. Înțelegi? Acum, cum se cheamă frizerul? Hair stylist. Mama mea! Așa, croitorul la fel, cu ăștia. Da, designer. Și toate fetele astea care o să prefacă. Creator de modă. Nu știu să dea cu farfe ca să dai. Bine. Aici știi cum e, cum era cafeaua cu un locuitor pe vremea comunismului, așa și sunt meserile astea în care ăștia nu sunt cu adevărat. Sunt împise la înaintare câte o fătucă de-asta care habar n-are, știi? Și devine dintr-o dată creatoare de modă. Ciuciu, muciu, în fine. Ne plecăm puțin până la Craiova. O știre Craiova, care v-a supărat, știrea asta. Da, locuitorii din Craiova nu mai au voie să crească găini, rațe, gâște, capre, oi, cai sau porci în gospodăriile din oraș. Păi ce fac cei care au aceste animale în gospodării? Deschid de poarta la arcile sau din oraș. Primărița Craiovei s-a întors de la Dubai și a văzut că ea pe acolo nu cresc găini. A fost plecată la Dubai. Bă, nu ies, că ăștia cam pe acolo să duc în vacanțe. Și dintr-o dată i-a trezit această prostie, după părerea mea. Păi, în primul, un oraș are întotdeauna cartierele mărginașe, unde sunt oameni care câștigă mai puțin bani și atunci pentru ei creșterea găinii înseamnă o formă de supraviețuire. Tu știi că și noi la Slobozia, când eram copii, eram în oraș, dacă creșteam exact animale astea interzise, găini, rațe, gâște, cocoși, nu știu ce. Aveam vacă, pe cuvânt de onoare, Roșița o chema. Păi da, eram o familie săracă. Măceam și aduceam vaca, se mulgea vaca seara, ne băteam pe o, abia așteptam dimineața să se dea găina jos de pe cuibar. Este o formă frumoasă, de fapt, de asta din contra, trebuie încurajată, având în vedere tocmai această diferență destul de mare între clasa bogată, clasa de mijloc subțire și clasa asta năpăstuită care trăiește în general la marginea orașului și în cartiere de-astea mai prăpădite, da? Ei compensează pensiile amărâte, ajutoarele lor sociale, care și ale sunt foarte amărâte. Și ieșiu, în primul rând, să mănânci un nou de ăsta bio, că e bio, dar noi vorbim de bio numai de-aia, că cumpărăm de la alimentare. Păi toate găinile noastre nu mai există alimentare, bio, supermarketul, domnul Dinescu. De unde i-a pocnit doamnei primărițe că ura asta pe găini, înțelegi, poate nu mai au voie oltenii să cultive praz, o să dea un edict împotriva prazului. Adică e o ură, am impresia, împotriva. Dar ce fac oamenii care au în gospodărie în acest moment? Înjură și probabil îi va pierde și o parte din alegători, bună. Plus că încă o dată este de nică, mie nu vine să cred. Și toate aceste măsuri sunt luate mai ales împotriva săracilor. Ia să spunea, domnule, ăștia bogați din Craiova,
nu mai faceți vacanțele cu mine la Dubai, rămâneți și faceți aici, pe mai nu mai aveți voi în Dubai. Cheltuiți banii țării acolo, sute de mii de, nu, de euro pe o vacanță, sunt unii care, eu știu aia, n-am fost niciodată și n-am chef să mă duc. Am fost invitat și am refuzat, da. Deci suntem și proști și un amestec de prostie și ticăloșie, după părerea mea, în chestiile astea. Adică să nu poți să dormi seara la ideea că niște oameni amărâți de la marginea orașului au găini în curte. Păi eu aș lăsa și pe aia mai din centru, dacă poate să... Că la bloc n-ai cum să crești. Dar mai sunt case, deci cum? Adică e dreptul meu și în curtea mea. Faptul că ei se bagă pe viața omului, în curtea omului. Nu au dreptul, nici n-au dreptul. Este o încălcare a dreptului omului care stă într-o curte, înțelegi, care are iarbă și are brază, îi aș pun și ceapă și ar pagic așa. Cum adică să le interziști tu să dacă au cotez de găini să nu mai crească, dar ce să crească acolo? Leopard, că mai sunt unii de ăștia pe acolo, prin centru, care au lei leopardi, chiar în Craiova, da, niște baștani. E un amestec de prostie cu ticăloșie. Hotărârea a fost votată în Consiliul Local și va fi pusă în aplicare. Asta dă măsura și ce Consiliul Local, în care cum există libertatea de opinie. A venit asta cu această prostie și au acceptat-o tot. Eu sper că vor renunța. Este jalnic, după părerea mea. Încă o dată, se încalcă dreptul omului de a sta în curtea și de a cultiva ceapă și de a crește găini. Dacă are curte cu iarbă, cum adică? De ce? De unde e ura asta pe găină? Deocamdată e boala maimuței, să nu se mai pupe cu maimuțele în bot. Mulțumesc frumos pentru toate aceste comentarii. Ne vedem și mâine seară, tot aici la Focus. Plăcere, mulțumesc, da. Noi mergem mai departe. Litoralul românesc își pierde falezele încet, dar sigur, marea a măcinat atât de mult malul încât deja sapă sub structura de rezistență. Faleza din Costinești până în dreptul Epavei stă să se prăbușească și numai un miracol a făcut ca până azi niciun turist să fie rănit. Acum inginerii de la Apele Române încearcă să găsească soluții. De ani de zile, faleza din Costinești reprezintă un pericol pentru localnici și turiști. Autoritățile au amplasat, în urmă cu 2 ani, stâlpi de fier ca să protejeze malul. Între timp, aceștia au început să se prăbușească pe nisip, iar marea aproape că înghite cu totul. Cred că din 2018-2019 situația stă cam așa. Dar în timp, după cum vedem, degradarea continuă și nu se intervine deloc pe tronsonul acesta de faleză. Nici măcar petecul de nisip pe care turiștii făceau plajă vara trecută nu mai există, iar o terasă situată chiar pe faleză s-a dărâmat după ce marea a spălat nisipul de la baza peretelui de beton. Pentru că au fost făcute fără să gândească, fără să aibă experiență de a zidi un mal în zona apei. Trebuie să ai stabil o post groș, turnați lângă perete, zidiți și puși până sus și pe urmă să pui un rând de pietre, două, trei. Apele Române, Dobrogea Litoral, au realizat în urmă cu 4 ani un studiu din care rezultă că o bună parte din faleze se află într-o stare critică, existând pericolul real ca planșeele de beton, care au rol de susținere, să se disloce și să se prăbușească. Doar că, având acest studiu, statul român nu a alocat bani pentru lucrări de intervenție. Momentan să discută a cui problema, știți. Nu să știe cui problema. A Apelor Române sau primăriile se amână de pe o parte pe alta. O soluție pentru repararea falezei va exista doar atunci când vor începe lucrările de reducere a eroziunii costiere, adică de lărgirea plajelor. Problema, deci, malului este de aproape 10 ani. De 10 ani. Eu acum un an și jumătate au venit de la Apele Române, am avut o discuție și atunci ne s-a promis că vor veni odată cu nisiparea, vor consolida. Stațiunea Costinești va beneficia în cadrul proiectului de o protecție costieră de 2550 de metri liniari și de 16 hectare de plajă nouă. În cadrul proiectului vor fi demolate mai întâi structurile existente și vor fi instalate recifuri artificiale. În prezent, administrația bazinală de apă Dobrogea Litoral monitorizează zona și a îngrădit-o pentru siguranța localnicilor și turiștilor, anunță într-un comunicat Apele Române Dobrogea Litoral. Niciun constructor nu a participat însă la licitația de atribuire a contractului de execuție. Aceasta va fi reluată, dar amânările fac ca în sezonul estival gardurile să reprezinte singura intervenție a statului român pentru evitarea unor accidente. Localnicii s-au resemnat. Au zis că o să o îndrepte, că o să o rezolve. A
acum vedem. Planurile pentru Costinești sunt ca plajele să fie lățite cu segmente între 70 și 100 de metri și se vor amenaja 7 diguri de piatră pentru reținerea sedimentelor. Și de la sport trecem acum la vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Roxana Gheorghean. Bună seara, Roxana, te ascultăm. Bună seara, bun găsit tuturor! Haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent, așadar în partea nord-vestică, central-nordică, estică și sud-estică a Europei, precum și în zonele de munte, va predomina vremea mohorâtă și va ploua. În restul continentului cerul va fi variabil și doar local va ploua. Vântul va avea intensificări în regiunile vestice, sud-vestice și nord-estice, iar temperaturile vor crește în sudul Europei, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, mâine se încălzește, temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, dar vom avea parte și de instabilitate atmosferică. După amiază se va înnora, iar în zonele montane și submontane, local în centrul și în estul teritoriului și pe arii restrânse în restul țării vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Va ploua torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 15-25 de litri pe metru pătrat. Sunt posibile și căderi de grindină, iar vântul va fi și el destul de activ în timpul ploilor. În capitală, vremea continuă să se încălzească. Mâine maxima va fi atât de 30 de grade, dar vom avea parte și de perioade cu instabilitate atmosferică. Spre seară se va înnora și sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Miercuri se menține vremea caldă, termometrele vor indica o maximă de 31 de grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar scăpăm de ploi. Joi cerul va fi mai mult senin, va fi frumos și cald, iar termometrele vor indica la amiază o maximă de 32 de grade. La munte sunt anunțate ploi torențiale cu tunete și fulgere și posibili căderi de grindină. În urma ploilor se vor strânge cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va fi și el destul de activ, iar temperaturile mai cresc puțin față de ziua de astăzi. La mare, vreme caldă și frumoasă, va predomina cerul variabil, dar în a doua parte a zilei se va înnora și este posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 26 de grade, iar apa mării va avea valori cuprinse între 16 și 19 grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem mâine dimineață la Focus la prima oră. Să aveți o noapte liniștită, numai bine! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dar ne revedem și mâine tot aici la Focus de la ora 23. Aveți grijă de voi!